Dragi prieteni, bine ați venit la un nou live. În aceste momente aș vrea să abordez un subiect care a fost dezbătut, abordat de mai multe persoane în ultima perioadă de timp, mai ales cu ocazia morții evanghelistului Billy Graham. Și am fost oripilat să văd faptul că unii au chestionat mântuirea și viața veșnică a lui Billy Graham. Din ce motiv? Păi, sunt mai multe motive dintre care aleg poate cel mai important. Unul, a fost acuzat de inclusivism, de ecumenism, că a colaborat cu catolicii, că a colaborat cu alte denominații, față de care unele mișcări mai fundamentaliste, conservatoare, au o reticență foarte mare, adică nu există niciun fel de legătură între anumite denominații evanghelice și catolici, de exemplu, da? Billy Graham a colaborat la un moment dat cu ortodoxi, cu catolici și așa mai departe. E un lucru bine știut. Asta este considerat un compromis în lucrarea lui Billy Graham. Apoi este faptul că la un moment dat a afirmat, sau chiar de mai multe ori, că oamenii care n-au auzit niciodată de Domnul Iisus Hristos totuși ar putea să fie mântuiți pe baza cunoștințelor pe care le-au avut și așa mai departe. Și apoi, bineînțeles, o parte foarte controversată a lucrării sale a fost metodele de evanghelizare, da? La sfârșitul predicii cânta corul și Billy Graham făcea chemări, da? Și chema să vină în față sau să ridice mâna sau să spună rugăciuni sau chestii de genul ăsta. Metodele astea de evanghelizare au fost foarte puternic criticate în ultimii zeci de ani, aș zice. Și din cauza acestor motive, da, inclusivismul, ecumenismul, colaborarea cu catolicii, metodele de evanghelizare, perspectiva lui despre mântuirea celor care n-au auzit despre Hristos, din cauza acestor motive, poate și a altora, dar acestea ar fi principale, unii au spus, domnule, omul ăsta nu are cum să fie mântuit, chiar dacă a fost un mare evanghelist, omul ăsta este un apostat. Acum, oare care e modul în care ar trebui să abordăm un asemenea caz? Care e modul în care ar trebui să abordăm o asemenea lucrare? Gândiți-vă, omul ăsta trăie 99 de ani. Dacă stai să te gândești bine, într-o viață de om, orice om suferă anumite schimbări în teologia lui, în practica lui. Este imposibil să scapi de critica cuiva când trăiești o perioadă așa de lungă de timp și când lucrarea publică în care ești implicat durează așa de mult timp. E imposibil să nu suferi o schimbare. Orice predicator pe care le lua. Da? În general, domnule, există o anumită schimbare. În anumite aspecte teologice, în practică, și normal lucrul ăsta la un moment dat, pentru că există o progresie în viața noastră. Învățăm lucruri, da? Mai ales dacă intri de devreme în slujire, e imposibil să nu greșești. E imposibil să nu, teologia ta, practica ta, să nu suferi anumite schimbări. Așa că a criticat, de exemplu, lucrarea unui om de 50 de ani după ce ai slujit numai 3 ani sau numai 2 ani sau 5 ani sau 10 ani, este puțin premeditat. Nu zic că nu-i bine să analizezi lucrarea, nu zic că nu-i bine să tragi anumite concluzii, nu zic că nu-i bine să chiar și să critici, da? Să vede lucrarea cuiva. Nu e asta problema. Problema este că faci lucrul ăsta neluând în calcul o progresie prin care trecem fiecare dintre noi în viața asta învățând anumite lucruri și așa mai departe și mai ales când ești o persoană publică, da? Lucrurile acestea se văd mult mai ușor. Acum eu vă spun deschis. Eu am ascultat mai multe clipuri, mai multe mesaje de-a lui Billy Graham. Nu le-am ascultat pe toate. Nu pot eu să fac o analiză a întregii lucrării sale de predicare, a întregii lucrării sale. Nu știu eu toate dedesubturile, toate combinațiile. Și nici nu mă interesează, da? Dar am observat că omul acesta, poate în cele mai multe cazuri, a predicat deschis esența Evangheliei. A predicat deschis esența Evangheliei. A chemat oamenii deschis la pocăință și la credință. Billy Graham a făcut lucrul ăsta public, fără niciun fel de rușine, când au fost zeci de mii de oameni pe stadioane strânși, a predicat pe Domnul Iisus Hristos, moartea sa substitutivă, ispășitoare, a predicat pocăința, a predicat credința în Domnul Iisus Hristos. Asta a făcut Billy Graham. Deci, foarte, din punctul meu de vedere, din ce am observat eu, Billy Graham a predicat esența Evangheliei. Și asta este un lucru fantastic.
Acum, al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este următorul. Chiar dacă Billy Graham ar fi, să spun, ar fi omis sau n-ar fi accentuat la fel de mult anumite părți din mesajul biblic, da? Întrebarea este dacă a avut acolo esența Evangheliei. Și în al doilea rând, întrebarea este dacă putem noi să spunem că oamenii care s-au convertit la evanghelizările acestea nu sunt mântuiți doar pentru faptul că nu au avut tot mesajul pe care noi am fi vrut să-l aibă. Adevărul este că Duhul Sfânt se folosește de asemenea oameni, se folosește de oameni imperfecți, de lucrări imperfecte, pentru că nu există nici oameni perfecți, nici lucrări perfecte, ca să mântuiască oameni. Ăsta este un lucru fantastic. Ăsta este un lucru care, de fapt, ne face să dăm slavă lui Dumnezeu, să nu ajungem la disperare când ne vedem casul viitor cât de slabi suntem și incapabili în a face lucrarea imposibilă la care ne-a chemat Dumnezeu, știind că Duhul Sfânt ia adevărurile pe care noi le predicăm, pe care nu le predicăm niciodată, să zici, predici tot ce spune Sfânta Scriptură despre un subiect. Spui lucrurile mari, da? Și în situații când nu predicăm decât poate o porțiune, Duhul Sfânt ia adevărul acela și îl aplică oamenilor care sunt în față și care îl ascultă. Poate îl aplică oamenilor care ascultă pe internet. Asta este un lucru deosebit de important. Duhul Sfânt realizează nașterea din nou. Nu Billy Graham a realizat nașterea din nou. Nu eu și nu alți oameni care predică Evanghelia. Duhul Sfânt. Și uneori, chiar când a fost predicat un mesaj cu anumite impurități, Duhul Sfânt a luat un adevăr din mesajul ăla, nu o minciună, dar nu o eroare din mesajul ăla, chiar dacă a fost imperfect, și l-a aplicat sufletelor care erau în față, care ascultau. Și oamenii ce au fost născuți din nou. Și sunt oameni care recunosc, da, domnule, omul ăla nu are o teologie bună care mi-a predicat mie Evanghelia. Omul ăla nu a predicat tot ce ar fi trebuit să predice, dar Duhul Sfânt în momentul ăla m-a convins de păcat, mi-a dat credință, mi-a dat pocăință, m-a născut din nou. Și ăsta este un lucru deosebit de important. Puterea lui Dumnezeu este atât de mare încât poate folosi oameni imperfecți, oameni cu greșeli, oameni cu deviații în lucrarea lor, în viața lor, îi folosește pe oamenii aceștia pentru a mântui oameni. Acum, eu nu spun că deodată ce Dumnezeu l-a folosit pe Billy Graham, înseamnă că toată lucrarea lui Billy Graham a fost bună. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Ci spun că, în ciuda faptului că a avut anumite deviații, anumite greșeli, totuși Duhul Sfânt s-a folosit de lucrarea lui. Și acum, aspectul cel mai deranjant pentru mine în toată hărmălaia care s-a făcut pe anumite grupuri, pe anumite bloguri, la care nu o să vă fac trimitere, că mai bine nu le citiți, toată hărmălaia asta că Billy Graham ar fi fost un apostat, ar fi avut nu știu ce planuri ascunse, ce colaborări, ce combinații, tot mizerii din asta pe care nici nu le poți verifica foarte bine. Deranjul cel mai mare a fost că mulți oameni s-au trezit spunând că Billy Graham, domnule, nu-i mântuit. Din cauza faptului că a aplicat metodele alea în evanghelizare, că a crezut că poți să fii mântuit dacă ești într-un trim undeva fără Domnul Iisus Hristos, din cauza că a colaborat cu catolicii, că a fost mai inclusivist, mai ecumenist, din cauza asta, Billy Graham nu este mântuit. Deci, lucrul ăsta la propriu trebuie să te deranjeze când îl asculți din următorul motiv. Una este să judeci lucrarea cuiva, da? Și să spui, domnule, uite, mă uit la lucrarea omului ăsta și sunt anumite lucruri care nu după Sfânta Scriptură. Ești îndreptățit să faci lucrul ăsta. E bine să faci lucrul ăsta. Înveți ceva de acolo. Foarte bine. Nu-i niciun fel de problemă. Deci eu sunt ultimul care aș opri pe cineva să judece lucrarea altuia. Dar lucrarea altuia. Chiar să facă o critică constructivă. Să învețe ceva din lucrarea greșită al cuiva. Ești ultimul care să judece chestiunea asta. Nu, domnule, trebuie să-ți folosești discernământul, să judeci predica pe care o ajungi, să analizezi omul care predică, să vezi dacă e după cuvântul lui Dumnezeu, să analizezi lucrarea lui, să analizezi viața bisericii. Folosește mintea și discernământul pe care ți l-a dat Dumnezeu și progresează în privința asta. Dezvoltă-te în privința asta, să ai mai mult discernământ, să ai o capacitate mai mare de a judeca lucrurile. Nu este nicio problemă în chestiunea asta. Dar să spui că deodată ce Billy Graham a avut în lucrarea lui anumite deficiențe, anumite deviații, cum vrei să le spui tu, anumite erori grave chiar, să spui că deodată ce a avut deficiențe în lucrarea lui, el nu este mântuit, de aici până aici este o distanță foarte mare. De la a judeca lucrarea lui în felul acesta și la a judeca persoana lui, și nu doar a judeca persoana lui, ci a judeca destinul lui veșnic, asta este o distanță pe care niciodată Sfânta Scriptură nu ne dă voie să o parcurgem. Citiți, de exemplu, 1 Corinteni primele capitole, unde Apostolul Pavel vorbește despre faptul că el a pus temelia, da? Lucrările lui Dumnezeu a pus temelia bisericii, și apoi cei care vin după aceea spune că construiesc pe deasupra.
Dacă cineva zice zidește deasupra aur, argint, pietre prețioase, lemne, fân, pai, lucrarea, fiecare va fi arătată pentru că ziua o va face cunoscut pentru că va fi descoperită în foc. Dacă lucrarea pe care a zidit-o cineva deasupra va rămâne, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea cuiva va fi mistuită, da, pentru că n-a fost făcută corect, ia auzi ce spune. Foarte interesant. El va pierde răsplata, însă va fi mântuit, dar așa ca prin foc. Deci legătura asta strânsă făcută între om și lucrarea lui nu este întotdeauna cea mai corectă. Sunt oameni bine intenționați care n-au făcut o lucrare bună. E foarte bine să analizezi lucrarea și să tragi concluzie corectă. Să zici, uite, lucrarea omului ăsta nu e bună din 10 puncte de vedere. Foarte bine dacă Dumnezeu ți-o dat lumina asta. Dar să spui că din cauza faptului că a avut o lucrare deficiență, el nu-i mântuit, e pierdut, se duce în ea, n-are viața veșnică, chestiunea asta este inacceptabilă din punct de vedere biblic și din punctul meu de vedere trădează o lipsă de înțelegere a Sfintei Scripturi, o lipsă de discernământ, o lipsă de sensibilitate biblică vorbind, da? Biblică vorbind, pentru că Dumnezeu nu te lasă în cuvântul lui să faci legătura asta. Pentru că Dumnezeu, mai important decât atât, nu ne lasă pe niciunul dintre noi să ne pronunțăm cu privire la destinul veșnic al cuiva. Nu știi tu 100% ce s-a întâmplat în viața cuiva. Poți să stai în biserică lângă oameni care toată viața zic că sunt mântuiți. Poate toată viața au stat acolo și cu gura au spus Evanghelia Domnului Iisus și de fapt s-au bazat pe faptele lor. Și ei nu sunt mântuiți cu adevărat. Dar doctrinar au vorbit corect, au știut doctrina corectă, au avut mărturisirea, crezul de credință corect și au stat în adunare 40-50 de ani și se duc în iad. De ce? Pentru că niciodată inima lor nu a rezonat cu mesajul ăla. Ei nu l-au iubit pe Dumnezeu în inima lor, da? Noi nu avem o cunoaștere infailibilă a vieții cuiva, a inimii cuiva, o cunoaștere fără greșeală. Asta o are numai Dumnezeu din cer. Da? Și Dumnezeu nu ne-a dat niciunea dintre noi prerogativa de a ne pronunța cu privire la destinul veșnic al cuiva. Unii vor zice, păi tu care judeci atâta pe internet, ba pe unul, ba pe altul, acum vii și spui să nu judecăm pe Billy Graham. Dom'le, faceți distinția, da? Prieteni dragi, faceți distinția între a judeca lucrarea cuiva, vorbele cuiva, faptele cuiva care pot fi văzute, pot fi analizate și în a judeca inima cuiva și mai grav să judeci destinul lui veșnic. Nu te poți pronunța în privința asta. Asta este prerogativa lui Dumnezeu. Da, dacă un om moare în păcat, dacă un om moare în erezie, dacă până în ultima clipă a vieții sale tu ești acolo și vezi că el neagă pe Domnul Iisus Hristos, da, poți să spui, Domnule, omul ăsta nu-i mântuit. Dar dacă n-ai vedea lucrul ăsta, nu ai nicio siguranță, chiar cu necredincios, că pe patul de moarte n-a fost mântuit. Da, dacă a dat toate dovezile că nu-i mântuit, nu-i mântuit. Dar nu este prerogativa noastră, dreptul nostru, puterea noastră, autoritatea noastră de a ne pronunța cu privire la destinul veșnic a unei persoane care a predicat esența Evangheliei, care a chemat oameni la pocăință, care a trăit ca un om credincios toată viața lui. Da, toată viața lui. Nu te poți pronunța în felul acesta, spui, nu, n-a fost mântuit pentru că a făcut chemări la evanghelizare și a manipulat pe oameni. Eu sunt sigur că el n-a crezut că îi manipulează. Da. Care e soluția? Care e soluția? Păi soluția cred că este adevărul sau atitudinea pe care trebuie să o avem este una echilibrată, cumpătată și soluția este undeva la mijloc între lucrurile astea două. În loc să spui, Doamne, lasă tot ce a făcut Billy Graham e bine, Billy Graham e în cer, slavă Domnului, în loc să ai atitudinea asta, dar care este la o extremă, prin efect de pendule este la o extremă, în loc să spui, nu, fiindcă Billy Graham a colaborat cu catolici, a fost inclusivist, ecumenist, a avut metode greșite de evanghelizare, el s-a dus în ea de eretic cu apostatul, în loc să ai atitudinea asta la cealaltă extremă, da, deci în loc să îmbrățișezi tot ce a făcut și a fost Billy Graham și în loc să dai cu Billy Graham la o parte, trebuie să te duci pe o cale de mijloc. Cred că calea de mijloc pe care o tratează Sfânta Scriptură este următoarea. Putem să analizăm lucrarea unui om, ni se cere să analizăm lucrarea unui om, este responsabilitatea noastră să analizăm lucrarea unui om, cercetați Duhurile, spune, să vedeți dacă vin de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși, mulți anticriști, au ieșit mulți învățători falși, au ieșit mulți Hristoși mincinoși. Este de datoria noastră să analizăm pe om și lucrarea lui. Și dacă faci lucrul ăsta, învață din greșelile lui. Dar, nu ai niciun drept să hotărăști tu, să te sui tu pe scaunul lui Dumnezeu și să hotărăști tu destinul veșnic al lui Dumnezeu. Lasă pe Dumnezeu că știe El unde să trimită pe fiecare, da? Lasă pe Dumnezeu că știe El unde să trimită pe fiecare. Spun din nou lucrul ăsta. Dacă un om dovedește necredință până la sfârșitul vieții sale, apostazie, erezie gravă, de ultimul grad, o negare, o lepădare de Dumnezeu, da, l-așteaptă focul etern. Da? Asta spune Sfânta Scriptură, da? Îi lepădat, nu are nicio
nicio scăpare. Dar nu este cazul ăsta. Să spui despre Billy Graham, să vorbești despre Billy Graham ca despre un eretic, un apostat care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, care n-a trăit ca un om credincios, este o chestiune inacceptabilă. Și lucrul cel mai deranjant pentru mine e următorul. Oameni care pretind că știu Evanghelia și nu zic că nu știu. Și știu să facă toate diferențele, toate detaliile, toate nuanțele, să le schițeze și să le arate și așa mai departe, n-au ieșit niciodată afară să vorbească cu vecinul lor, cu colegul lor la școală sau să vorbească cu prietenul lor în stradă, în biserică, în oraș, între vecini, între colegi. Niciodată n-au mărturisit niciodată Evanghelia. Te înțeleg, s-ar putea să fiu de acord cu tine când mi-arăți anumite deviații pe care le-a avut Billy Graham, dar nu ai nicio scuză că tu care știi adevărul și care observi deviații pe care le-a avut el, nu faci nimic. Da? Stai în fața calculatorului, tastezi și spui, uite, ăsta nu a fost bun, ăla nu a fost bun, ăla nu a fost bun, ăla nu a fost bun. Ok, am înțeles, faci chestia asta, da? Poate alții au ceva de învățat din lucrul ăsta. Îți de acord, nu am niciun fel de problemă. Dom'le, hai să analizăm ce face omul ăsta. Uite, lucrurile astea nu au fost bune. Dar pentru că astea nu au fost bune, hai să facem noi bine, da? Hai să facem noi bine. Și asta este o întrebare foarte serioasă. O întrebare foarte serioasă. Ai vestit Evanghelia vreodată public? Deci să fie ieșit odată public, într-o piață, să ieșit în centrul un oraș, să spui mărturia public, să vorbești despre Domnul Iisus Hristos. Ai vorbit cu colegii tăi despre Hristos. Ai vorbit cu prietenii tăi despre Hristos. Ai vorbit cu cei din familia ta despre Hristos care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Uite, nu a făcut evanghelizare Billy Graham bine. Sunt de acord cu tine. Sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu metodele de evanghelizare pe care le-a făcut Billy Graham. Dar la zecile de evanghelizări pe care la care am fost chemat și la care am predicat, am predicat așa cum am înțeles eu din Biblie și am folosit metodele pe care le-am înțeles din Biblie. Dar dacă eu stau cu mâini în braț acasă și spun Billy Graham nu a făcut bine, Billy Graham nu a predicat bine, Billy Graham nu a aplicat metodele bine, ce folos? Pe cine ajut? Cu ce? Nu. Ești tu și du-te tu și fă. Înțeleg că nu o să poți face la magnitudine și la nivelul lucrării sale. Dar ești tu și du-te tu și fă tu ceva. Predică tu bine Evanghelia. Uite să vedem cum predici tu Evanghelia. Folosește tu metodele biblice, da? Dumnezeu nu te chema să te pronunți cu privire la, nici pe mine, nici pe tine, nici pe nimeni altcineva, să pronunțe cu privire la destinul veșnic a unui lucrător. Decât dacă lucrătorul ăla, repet, dovedește în fapte și în vorbe, prin trăirea lui, în roada lui, că este un proroc mincinos. Dar nu este cazul lui Billy Graham. Nu este cazul lui Billy Graham nici în ce privește viața lui și nici în ce privește lucrarea lui specific, mă iau de predicarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. A avut deviații în lucrare? Da, a avut. A avut greșeli în lucrare? Da, a avut. A avut greșeli grave? Da, a avut. Dar puterea lui Dumnezeu este mare că în ciuda greșelilor lui și erorilor lui și confuziilor lui, Dumnezeu s-a folosit de el și unii care astăzi îl contestă, da, care contestă anumite metode pe care le-au folosit, mărturisesc public pe internet că au fost mântuiți la evanghelizările lui. Aceasta mi se pare o atitudine echilibrată. Să spui, da, domnule, m-am pocăit, uite, m-am pocăit la evanghelizarea lui Birghem. Nu sunt de acord cu aspectele astea ale lucrării lui, dar totuși omul ăsta a predicat Evanghelia. Și ăsta e un lucru minunat pe care l-a făcut, da? Deci atitudinea, din perspectiva mea și în concluzie, atitudinea pe care o trebuie să o avem este să nu încercăm atunci când nu avem motive evidente să spunem că omul ăla este un necredincios, da? Un eretic. Eretic, adică să negi adevărul fundamental din creștinism. Când nu ai motive să faci lucrul ăsta, să te abții de la te pronunța cu privire la destinul lui veșnic, la starea sufletului lui, inimii sale și să analizezi lucrarea lui, să ieși de acolo ce e bun și mai mult decât atâta, să lași calculatorul, să lași internetul, să lași Facebook-ul, să lași toate lucrurile astea și să te duci să predici tu Evanghelia. Eu nu zic că trebuie să faci lucrul ăsta non-stop, nu spun că toți au darul ăsta și sunt de acord că unii nu au darul ăsta. Dar să spui Evanghelia unui prieten de-a tău, unei prietene, să spui Evanghelia vecinului tău, colegului tău, să inviți pe cineva la adunare sau de Evanghelia, nu-ți trebuie un dar special. Să spui despre ce a făcut Iisus Hristos în viața ta, nu-ți trebuie un dar special. Îți trebuie doar să fii născut din nou și îți trebuie să fii pocăit. Da? Să fii suficient de pocăit încât să treci peste orice barieră din asta psihologică, sentimentală, pe care cei mai mulți dintre noi le avem. Timidități, tot felul de experiențe trecute, dar dragostea pe care ai pentru Hristos și pentru omul pierdut te face să treci peste barierele astea și să-l inviți pe om la adunare, să-i spui omului ceva despre Domnul Iisus, să-i dai o carte, să-i dai o broșură, să-i dai un pliant, să-i dai o predică, să-i dai un link, să faci ceva, da? Să faci ceva. Dar să stai numai pe scaun pe internet și să spui, ok, ăla nu a făcut bine,
N-ai rezolvat nimic. S-ar putea să ai dreptate. S-ar putea chiar eu să fiu de acord cu tine, cu ce ai spus tu, da? Nu să fiu de acord dacă te pronunț cu privire la destinul veșnic al meu sau al lui Billy Graham, da? Că despre el este vorba. Dar nu voi fi de acord cu lucrul ăsta. Că deși vezi anumite erori, nu faci nimic pentru oamenii care sunt pierduți. Nu te duci tu să arăți cum să face treaba bine, da? Uite, nu sunt de acord cum predică anumiți oameni. Ok, predică tu bine. Da? Lasă tu un model, ani de zile, da? Trăiește-ți viața, dedică-ți viața, consumă-te. Doamne, ăsta e un lucru extraordinar. Consumă-ți tu viața pentru lucrul ăla care crezi că e teribil de important, da? Foarte important. Consumă-ți viața ca să lași un model. Fă lucrul ăsta, da? Fă lucrul ăsta. Dacă crezi că mântuirea sufletului este importantă, dacă crezi că Evanghelia e importantă, Hristos e important, cerul e important, a te duce în iad, e o chestiune foarte serioasă și importantă, implică-te tu și dedică-te tu pentru chestiunea asta, da? Deci, sunt total împotrivă și dezgustat. Deci, mi-e silă la propriu când am văzut indivizi care sunt de acord. Înțeleg Evanghelia bine, au înțeles cum să faci evanghelizare bine, au înțeles multe doctrine, dar sunt dezgustat total, mi-e silă când citesc despre oameni care s-au ridicat la rangul de judecători ai Universului pentru a hotărâ soarta lui Billy Graham. Aș vrea să văd în viața acestor oameni public să se ridice în fața bisericii sau să vorbească cu prietenilor sau cu colegilor sau în piață sau unde vor ei și să se ridice și cu același curaj sau într-o discuție particulară cu cineva, cu același curaj să mărturisească Evanghelia Domnului Iisus, esența Evangheliei și să-i cheme pe oamenii aceștia la pocăință. Asta este, da? Da? Uite-te, eu sunt de acord, Billy Graham a avut deviații în lucrarea lui, în special metodele lui de evangelizare mă dau peste cap la propriu, mă blochează, cred că-s nebiblice, n-au nicio treabă cu ce învață Sfânta Scriptură, îs deschis să recunosc lucrul ăsta, dar de aici până la spune că el nu-i mântuit, că e eretic, că e apostat și că nu-i împărăția lui Dumnezeu, este o distanță foarte mare pe care eu nu voi parcurge niciodată. Și mă uit la el și ascult anumite predici, anumite porțiuni în care a vestit cu claritate, cu putere, cu forță, cu curaj, cu îndrăzneală pe Domnul Iisus Hristos ca singura cale de împăcarea omului cu Dumnezeu, ca cel care ridică păcatul, ca cel care îi spășește, ca cel care îi iartă. Și a chemat oamenii cu putere la pocăință și la credință. Și lucrul ăsta l-am luat de la el. Și îmi place lucrul ăsta, îl apreciez și vreau să-l fac și eu. Da? Îndemnul meu este să fim echilibrați, da? Judecă lucrarea cuiva, ia de acolo ce e bun, vezi ce e rău, nu repeta, dar în același timp să lăsăm pe Dumnezeu în aspectele în care numai El se poate pronunța și anume în ce privește destinul sufletului unui om ca Billy Graham, care a avut și el greșeli ca toți oamenii, care a greșit în lucrare, care a greșit în anumite colaborări, cu siguranță a făcut lucrul ăsta, dar nu despre asta e clipul ăsta, da? Clipul este despre care e atitudinea noastră, da? Și cum folosim. Și este un moment potrivit să folosim un studiu de caz ca el, mai ales că a fost un om care a avut o lucrare atât de lungă și a fost unul dintre cei mai cunoscuți evangheliști, dacă nu cel mai cunoscut evanghelist al lumii. Să, cred că a fost un moment potrivit să folosim asta ca un studiu de caz, să învățăm cum să ne apropiem de asemenea situației. Sper că v-a fost de folos. Dacă v-a fost de folos, dați un like, dați un share, să împărtășim adevărul ăsta. Vă salut și ne vedem la următorul live.